așadar lichide, lichide cafele, dar avem pe regele lichidelor. Adică pe super doctorul Gheorghe Niță, medic primar urolog, doctorul în științe medicale. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit să ne povestiți, doctor, despre jumătatea plină a paharului și câte jumătăți pline trebuie să bem pe zi. Da, mai ales în condițiile actuale trebuie să fie multe jumătăți pline. Trebuie să fim atenți la temperaturile astea ridicate, care vor produce o deshidratare, vom pierde lichide prin transpirație foarte multe. Asta înseamnă că mai puțină cantitate, mai puțină de urină, ceea ce înseamnă că ea va fi mult mai concentrată și atunci crește riscul unor afecțiuni, printre care litiaza sau pietrele la rinichi, care sunt mai frecvent întâlnite în această perioadă. De asta, ceea ce spuneți este foarte adevărat, cât mai multe lichide și care să fie băute constant pe tot parcursul zilei. Dar câtă apă e prea multă apă? Putem să bem prea multă apă? Nu e niciodată prea multă apă. Rinichiul poate epura undeva 16 litri pe zi, nu cred că o să ajungem niciunul dintre noi acolo. Un rinichi? Deci, poate nu, rinichi. La pereche. Deci niciodată nu e prea multă, așa că sunt multe afecțiuni care... Lichidă e și berea. Da, și berea e lichid acum. Da. Apă plată cu lămâie e doar o legendă sau chiar e utilă? Nu, nu e o legendă, este chiar utilă, mai ales pentru cei care au predispoziții de a forma pietre, fiindcă citricele, în general, intră și lămâie aici, da, au un efect protectiv, acidul citric se transformă ulterior în, se elimină prin urină și se transformă în citrat, care protejează ca sărurile minerale care există într-o cantitate mare în urină să nu se agrege, să nu ducă la formarea pietrelor. Așa că apă plată cu lămâie este ok și mai ok dintr-un alt punct de vedere, conținutul de calciu care este mai mic în apa plată, da, face să nu favorizeze formarea pietrelor. Așa încât nu e un mit, ci este un adevăr. Dar de ce vara se produc mai multe crize de rinichi? Spuneam mai devreme, se concentrează urina, vom pierde mai multe lichide prin transpirație, poate că nu bem suficient, atunci urina devine mai concentrată, sărurile minerale care există monormal în urină se vor agrega și vor duce la formarea pietrelor și în felul ăsta crizele sau colicile renale sunt mai frecvente. Dar ne hidratăm doar bând apă sau bând și ceai și sucuri naturale? Orice lichid este, orice lichid poate și berea, da? Nu pot să spun eu care e cantitatea, dar orice lichid este binevenit, da, aici intră apă, intră ceaiurile, atenție la sucurile naturale, apropo de conținutul mare de zahăr pe care, da, și atenție la ce înseamnă natural de fapt, asta trebuie să fim un pic atenți. Recomandarea principală este de a bea apă, în principiu. Zahărul ce-i face din ichiul? Zahărul în exces. Zahărul și sarea în exces produc perturbări ale metabolismului și ale rinichiului și atunci stimulează formarea pietrelor. Este o altă recomandare să evităm excesul de zahăr și de sare, și mai grăsim. Ales și grăsim, da. Când știu că am pietricică, pietroi sau nu știu, da, când îmi dau seama că am ceva, că aș putea avea ceva pe partea asta. Sunt situații în care nu știm nimic, dacă ele sunt foarte mici și rămân cantonate și stau acolo în rinic, poți să nu știi nimic și să vezi decât la un examen de rutină, la un examen ecografic, sau poți să știi, fiindcă dacă ele pleacă de acolo, pleacă din rinic și intră pe un traseu, pe un canal foarte subțire, numit ureter, care leagă rinichiul de vezica urinară, atunci va bloca evacuarea rinichiului, crește presiunea rinic și apare o durere numită colică renală, care e o durere importantă, comparată, aici doamnele pot să ne spună, comparată de multe ori cu durerile de naștere, deci o durere intensă, și atunci veți ști și veți veni repede la doctor, fiindcă nu poți rămâne indiferent la o asemenea durere. Dar cum poți să identifici durerea de rinic față de alte dureri? Că te doare burta sau te doare, nu știu, orice altceva? Intercostal, ceva. Exact. Deci poți identifica oarecum și clinic, dar vei ajunge să faci, evident, niște examene suplimentare. De exemplu, durerea de rinic e o durere care apare brusc, care nu are legătură cu mișcarea, deci care agită foarte mult pacientul. Îl cunosc de la ușă, dacă un
pacient are colică sau dacă este cu o durere lombară, dacă e cu o discopatie. Pacientul cu discopatie își găsește o poziție antalgică, spunem noi, adică o poziție care să-i calmeze durerea, da? Vine cocoșat și stă în acea durere, stă în acea poziție, pe când pacientul care e într-o colică renală este un pacient agitat, își caută poziția, nu și-o găsește, și-o schimbă frecvent și atunci astea sunt elemente care te duc către una sau alta dintre cauze ale durerii, dar sigur că ajungi mai departe să completezi investigațiile, să faci un examen banal, ecografic, pe care îl știe toată lumea și să vezi că suferința este una renală sau nu. Și atunci te duci către o altă cale. Lichidele, să revenim puțin la ele și o să vă întreb, dar hai să vă întreb mai întâi ca să nu uit, despre coronavirusul ăsta care ne-a dat viața peste cap. Cercetările arată că atacă vasele de sânge. Ați întâlnit în cazuistica dumneavoastră probleme și la rinichi? Organ intern este extrem de bine vascularizat. Mai puțin vin către noi asta, fiindcă specialitatea mea se numește urologie, o specialitate chirurgicală în care vin pacienți care vin pentru intervenții chirurgicale la nivelul rinichilor. Asta cu afectarea vaselor merge mai mult către nefrologie, specialitate medicală, da? Și într-adevăr și eu pot să confirm că induce anumite modificări și în zona prostatei, de exemplu, și în zona rinichilor și văd niște manifestări ale pacienților care au trecut prin boală și care sunt ca și repercursiuni ale coronavirusului. Supă de roșii, ciorbițe, ce am mai putea completa cu lichide? Toate sunt utile, că sunt lichide. Da. Da, așa. Eu că mai am o întrebare suplimentară, da, care mă interesează pe mine, mă direct, te rog. Și am una. Hai. Te rog frumos, ne povestești despre infecțiile urinare la bărbați, pentru că sunt foarte mulți bărbați care nu știu că și ei pot face o infecție urinară. Și ei pot face o infecție urinară, dar e diferit față de femei. La femei, infecțiile urinare pot să apară fără o cauză evidentă, fiindcă canalul urinar numit uretră, care leagă vezica urinară de exterior, este foarte scurt la femei și microbii din afară, noi suntem sterili, da? Din afară avem microbi, pot pătrunde foarte ușor, așa că la femei pot apare infecțiile urinare fără o cauză evidentă, în afara consumului inadecvat de lichide, deci nu beau suficiente lichide, una din principale cauze pentru care femeile fac infecții urinare. Dar la bărbați, infecțiile urinare nu apar așa ca la femei, fiindcă uretra este lungă și infecțiile apar după ce au trecut prin prostată de foarte multe ori. Deci sunt cauze diferite de apariție infecției urinare și de regulă la bărbați cele mai frecvente sunt cele prostatice care merg și către vezica urinară și nu sunt atât de frecvente precum cele de la femei, dar într-adevăr și bărbații fac infecții urinare, numai că la un bărbat care vine cu o infecție urinară trebuie să vezi dacă nu cumva are o cauză care a dus la formarea acelei infecții. Fie nu golește bine vezica urinară, care are un adenom de prostată, are o prostată mărită care îi obstrucționează evacuarea vezicii, fie are ceva pietre. Este un pic mai complicat și dacă el vine cu o infecție urinară, trebuie să te asiguri că nu are o cauză care favorizează acea infecție. Mm-hmm. La femei, cel mai frecvent, nu e o cauză organică, anatomică, ci poate consumi inadecvat de lichid. Dar există și emoțiile din spatele bolilor și eu știu că emoțiile legate de lichidități, de partea financiară, duc la pietre la rinichi. Cred că sunt doar povești astea. Încheiere, în fanfară, Marca Gheorgheniță, prieten medic, primar, urolog și doctor în științe medicale. Mulțumim, domnule doctor. Mulțumim. Stăm și la selfie cât mergem tocmai la...